Reprezentanții primăriei Slatina au organizat astăzi o întâlnire cu taximetriștii pentru a discuta schimbările propuse în traficul din oraș. Principalele modificări se referă la instituirea unor sensuri unice, dar și la schimbarea sensului unor străzi, astfel încât să putem ajunge mai repede dintr-o zonă în alta. Astfel, strada Unirii va rămâne cu sens unic, însă dinspre Primăverii spre Libertății și nu invers cum este acum. Iar pe strada Libertății va fi amenajată o bandă pe sens invers, însă numai pentru mijloacele de transport în comun și taxiuri. Să creeze un sens pe strada Libertății pentru mijloace de transport în comun. Și bineînțeles și pentru taxiuri. O bandă. E foarte bună. În orașele mari e o bandă pentru taxiuri și autobuze. Da, așa este. E cea mai rentabilă și pentru clienți și pentru noi taximetriști. Tot în acest sens, specialiștii au propus și folosirea pasajului de la Union pentru circulația autoturismelor. Toată această zonă ar putea fi reamenajată astfel încât mașinile mici să poată circula pe aici în ambele sensuri. Mai este nevoie însă de o soluție din partea proiectantului astfel încât să poată fi amenajate două trotuare bine protejate, atât pentru pietoni cât și pentru oamenii care locuiesc în cele două blocuri. Vrem să facem sens unic pe Victoriei, să se poată ieși pe sub pasaj, pe sub ăsta cu obligatoriu la dreapta în Aicuza și cei care vin pe Aicuza să poată să intre tot pe sub pasaj, pe sub bloc și să facă la dreapta pe Păci și să facă un circuit. Alte străzi aglomerate din zona școlilor, cum ar fi Sergent Major Dorobanțu Constantin sau străduța din jurul liceului cu program sportiv, ar putea să aibă sens unic. Nu se justifică ca acea străduță din fața liceului cu program sportiv să aibă dublu sens. Ci trebuie să fie un sens invers decât cel de pe Primăverii actual. Strada, cum a fost odată, strada Sergent Major Dorobanțu este un sens unic. Să facem un sens unic. E perfect. Spre BCR. Pentru că avem centrul apasăratelor care vine invers. Sensuri unice sunt propuse și pe unele străzi din partea de jos a orașului. Vreau să introducem sens unic. Coborâre pe 1 decembrie. Facem la dreapta pe Mihai Eminescu și urcăm pe Horia și dăm în vedere și dăm toate străzile astea. Autoritățile și-au mai propus și schimbarea sistemului de semaforizare, dar și realizarea unor pasarele pietonale pe străzile cele mai circulate din oraș. Realizarea acestui proiect de sistematizare a traficului rutier se va realiza pe o durată de câțiva ani, iar autoritățile își propun să atragă și fonduri europene pentru aceste investiții.